a picat examenul pentru șoferi și pentru a cincea oară. Un absolvent al unei școli auto a fost prins în timp ce încerca să fraudeze examenul pentru obținerea permisului de conducere cu ajutorul unui dispozitiv special. Incidentul a avut loc sâmbătă, 11 ianuarie 2019, la secția calificare a conducătorilor auto din municipiul Chișinău, potrivit unui comunicat al Agenției Servicii Publice. În timpul probei teoretice, inspectorul superior implicat în procesul de supraveghere a observat comportamentul suspect al unuia dintre examinați, care în cele din în urmă a fost depistat cu un aparat video-audio-performant montat pe corp. Cu ajutorul aparatului acesta intenționa să treacă testul computerizat la această probă. Tânărul se afla la a cincea tentativă de susținere a probei teoretice. Cazul a ajuns în vizorul oamenilor legii care vor decide pedepsa cu care se va alege tânărul.